Ctitoria lui Miron Barnovski din parohia Buhalnița, protopoviatul Ceahlău, județul Neamț, își serbează mâine hramul. Programul liturgiei va cuprinde oficierea utreniei, a Sfintei Liturghii și a parastasului pentru cei adormiți. De mai bine de 5 secole, hramul altarului de închinăciune este marcat în prima joi după Duminica Mare. Această zi se ține din anul 1415, când în drumul lor spre Suceava, moștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou au poposit pentru o noapte în altarul de închinăciune din Buhalnița. Mai multe detalii despre importanța acestei sărbători pentru credincioșii din Buhalnița aflăm de la părintele paroh Cristian Dăscălescu. Acest hram, din istorie cu rădăcinile sale, iată, îl păstrăm din moș strămoș și mergem cu ocrotirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava către veșnicie. Noi, cei care ne rugăm în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, în această sfântă biserică, închinată din adâncul istoriei ocrotirii Maicii Domnului cu hramul întâi la 21 noiembrie la Vovidenia și apoi din 1626 purtând și hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, având în vedere faptul că după ce în 1458 la 13 februarie Ștefan cel Mare și Sfânt Domnul Moldovei dăruiește mănăstirea Buhalnița Mănăstirii Neamțului spre întărire. În 1626, Miron Barnovski, ajuns din mare hatman al Sucevei, domn al Moldovei, recunoscător față de binefăcătorul său, căruia s-a închinat timp de 20 de ani în cetatea Sucevei, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, zidește din piatră vechea mănăstire, atestată de Ștefan cel Mare, a Buhalniței. Și în 1626 ctitorește mănăstirea din piatră, în 1629 Miron Barnovski sfârșește mucenicește și știm că va fi trecut în rândul sfinților și nădăjduim că cel de-al treilea hram al bisericii noastre va fi cel închinat Sfântului Voievod Miron Barnovski. Părintele Cristian Dăscălescu, parohul bisericii din Buhalnița, protopoviatul Ceahlău.